28 iunie 1940. România este forțată să cedeze Basarabia sub ultimatum. Peste 3 milioane de români devin peste noapte cetățeni sovietici. Octombrie 2013. Câteva sute de basarabeni jură credință statului român și primesc cetățenia română. Știți după mine. Jur. Jur. Să fiu devotat patriei. Să fiu devotat patriei. Pentru mulți români de peste Prut, depunerea jurământului față de statul român este un moment unic, încărcat de emoție. Parcă din nou m-am născut, am înviat. Sunt foarte fericită. Aștept clipa asta de 13 ani. Acum, în sfârșit, n-o să mai zic nimeni. Am așteptat. Sunt fericit, asta e cea mai principal. Sunt fericit și mulțumesc României că m-au luat la ea. În ultimii 21 de ani, aproape 450.000 de cetățeni moldoveni au depus cereri pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române. Peste 320.000 au fost soluționate pozitiv. Faptul că obțin cetățenia română nu înseamnă însă că devin imediat români cu acte în regulă. Există o serie de formalități care trebuie îndeplinite. Procedura mănâncă bani, timp, dar mai ales nervi. După obținerea certificatului de cetățenie și depunerea jurământului, aceștia devin cetățeni români și au dreptul și obligația să obțină un document de identitate românesc, fie carte de identitate, fie pașaport. În ultimul an, din cauza numărului mare de cereri pentru documente de stare civilă, până și o banală programare este uneori stabilită chiar și peste 2 ani de la data depunerii solicitării. Primăria sectorului 1 este singura instituție din București și cea mai mare din țară la care vin moldovenii să depună dosare pentru obținerea certificatelor de naștere. Din august 2013, pentru a ușura procesul, s-au mai deschis 4 alte centre teritoriale. Sub avalanșa de cereri din ultimii ani însă, sistemul de la sectorul 1 s-a blocat. O recunosc deschis și autoritățile. Numai anul acesta, conform programărilor de anul acesta, numărul înscrierilor a ajuns, sau mă rog, data înscrierilor a ajuns până în anul 2017. Deci, practic, toți oamenii ăștia vor trebui să aștepte până în 2017, dacă se aștepte. Dacă doresc să-și soluționeze problema prin intermediul instituției primăriei sectorului 1, în schimb, există consulate, există alte instituții similare care lucrează la nivel național. Blocajul din sistem este evident. Funcționarii trimit solicitanții să depună memorii la sediul central al primăriei. Basarabenii trebuie să aștepte apoi 2 sau chiar 3 ani până când le vine rândul să depună dosarul. Dacă faceți un memoriu, trebuie să răspundă conform legii la o cerere. Este termenul de 45 de zile să se răspundă la o cerere, da? Ca răspuns, dacă a programare? Nu știu să vă spun. După 45 de zile de la completarea cererii, răspunsul poate fi unul halucinant. Dosarul poate fi depus la o dată necunoscută, cândva în viitor. Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că, datorită lipsei de personal, care nu ne permite să soluționăm un număr mai mare de cereri, programările pentru transcrierea certificatelor extraselor de stare civilă au fost suspendate. Aici intervin samsarii de acte. Adevărate rețele de traficanți de documente funcționează între Chișinău și București. Sute de intermediari basarabeni le promit doritorilor că vor obține actele mai repede și mai ușor. Reporterii emisiunii din interior au aflat cât mai costă în ziua de azi să devii român. Chiar lângă Direcția Generală de Pașapoarte din București, zeci de cetățeni moldoveni vin cu dubele din Republica Moldova pentru a obține acte de identitate românești. Printre ei și-au făcut cartier general intermediarii sau mandatarii. Ei negociază în plină stradă eliberarea certificatelor de naștere pentru sume cuprinse între 100 și 200 de euro. Faci certificatul? Și când vedem actele, atunci achitați. Și cât asta costă? 120 de euro. 120 de euro tot? Tot, dar vedem certificat de naștere. În două luni? Da, două luni jumate, trei. Vă gândiți, dacă vă aranjează, poftim. Ne sunați și îmi spuneți, am făcut procură. Îmi dați procură certificat de naștere și cetățenie. Este de cetățenie și certificat de naștere moldovenesc. Consulatul României de la Chișinău. În faza instituției, o mulțime de intermediari. Pare a fi o adevărată fabrică de documente. Mandatarii împart cărți de vizită pe stradă și sfătuiesc pe oricine să apeleze la serviciile lor. Nu vă teme, eu tot procură, vă fac unii care fac o tot proces. Și mergi cu sâmbăr, faci procura la notar, tot. Domnule, nu e nicio problemă, dar trebuie să mergem la notar și facem procură.
vin, nicio problemă. Ia că eu vă scriu și cine își vă duce. Da, da, da. 150 de euro, da? Da, la două luni jumătate. Cunoașterea putem să vă transcriem în termen de două luni de zile la prețul de 120 de euro. 120 de euro. Da. Banii se achită la urmă, fără avans, fără nimic, se transcrie în altă repriță. 260 de zile. Vă contactăm, vedeți la oficiu, luați nașterea și mai departe. Sau două opțiuni, mergeți până la pașaport. Pe lângă Consulatul României de la Chișinău au apărut chioșcuri specializate în transcrierea actelor românești. Afacerile sunt înfloritoare, totul este la vedere. Intermediarii dau inclusiv detalii despre cum se dă șpagă. Noi facem prin procur, notar, prin avocat nostru. Ce face el acolo? Cum o face? Hai să vă deschid, dar știți deja, plecați singur la București, faceți gratis. Oamenii noștri fac acolo, la chit, eu nu știu, eu nu mă implic, zici achite, e acolo, cum știu, nu știu, ca să vă deschid, cum faceți cu ceva. Care rămâne la ceva sau să zici și cum se duc? Se duc. Dacă vă interesează cât am din certificatul noastră, vă spun 5 euro, dacă vă interesează. 5 euro? Da, dacă vă interesează. Și restul se duc. Și restul se duc la primărie, la avocat, la... Din anul 2009, de când procedurile de obținere a cetățeniei s-au simplificat, intermedierea de acte a devenit pentru unii moldoveni o sursă de venit consistentă. Un fost samsar basarabean a dezvăluit, sub anonimat, pentru emisiunea Din Interior, dedesubturile afacerii. Pe cine aveați acolo la pașaport sau tu nu-i cunoști pe oamenii? Era un lanț. Și eu eram în mijlocul lanțului. Nu aveam contact direct cu persoana. După ce luai actele, unde le duceai? Ce se întâmpla? Erau câteva persoane cu care lucram, care se aflau, ne-a spus, la București sau aici pe loc. Dacă să vorbim de acte de stare civilă, erau muncitori a stărilor civile, care le transmiteam actele, le spuneam ce aveam nevoie și ele, în scurt timp, fără pentru o taxă, e clar. Sporită de 10 de ori, noi achitam, ei ne vedeau actele. Obținerea unui act de către intermediar costa acum un an în jur de 50 de euro. Dacă elibera până la 20 de acte lunar, putea să câștige 1000 de euro, o sumă importantă în Republica Moldova, statul cu cel mai mic salariu mediu din Europa, de 260 de dolari lunar. Totul depinde cât de este țara. Puteai să faci sume care erau 1000 de euro. Eu din prima lună am început să câștig 500 de euro. Și sumele creșteau până la 3, 5. Cine organiza un sistem bine pus la punct, cu multe persoane care atrăgeau clienți și prin ei rula, era un circuit. Păi cei câștigau foarte bine. Basarabenii sunt nevoiți să le dea actele în original. Riscurile sunt enorme. Oleg Cerbar, un moldovean care și-a redobândit cetățenia română la sfârșitul anilor 90, a încercat să obțină actele românești prin intermediul unui bărbat din Chișinău, pe care l-a găsit printr-un anunț din ziar. I-a predat dovada cetățeniei în original, primind promisiunea că problema îi se va rezolva urgent. Totul l-a costat 50 de dolari. La câteva luni însă, intermediarul l-a anunțat sec că actele s-au pierdut. Mai mult, datele sale personale au fost furate. A pierdut documentele și am făcut duplicat la dovadă și am hotărât singur, de sine stătător, să nu credințez la nimeni, să depun documentele și mai departe să duc până la capăt procedura. Când am depus încă o dată documentele și m-am dus să le ridic, am fost oprit de poziție de poliție la frontieră, unde în poliție înseamnă că după o zi întreagă de convorbiri, la sfârșitul zilei mi-au ratat documentele mele cu fotografia unei persoane străine. Și mi-au ratat documentele și mi-au spus că ia că asta ești tu, dar cu altă față. Înseamnă că atunci, eu o să vă spun drept, eu nu înțelegeam.
Eu nu înțelegeam cum putea o persoană să intre undeva într-o secție de pașapoarte la poliție, ori nu știu unde, să fotografieze, să primească actele a altei persoane, să iasă de acolo. Eu, de pildă, nu înțelegeam. Eu înțeleg că România nu e o țară de mâna treie care unde sunt fără de legi. Și eu până amu, capul meu nu încap așa, cum, nu înțeleg cum putea așa să fie. Și ce v-au făcut polițiști? Polițiștii, în principiu, cum, mi-au dat drumul, dar după așa, după intonațiile lor, eu am înțeles că mai sunt cazuri de astea. Oleg nu a aflat nici până astăzi cine s-a folosit de datele sale personale, știe însă că undeva pe planetă există cel puțin o persoană care umblă cu numele său în buletin. Din partea legală, orice persoană cu documentele mele poate să facă o infracțiune ceva și eu o să fiu vinovat neștiind despre asta. Oleg nu mai poate intra în România de când i s-a furat identitatea. Se judecă de câțiva ani deja pentru a anula actele care s-au făcut cu numele său. Este însă sătul de amânări și de termene prelungite de judecată. Eu cred că dacă pe cale legal n-avea să întâmple, e clar. Dar vă spun care e situația. La așa metode, eu cred că undeva 80% din toți moldovenii care au mers pe calea să-și redobădească cetățenie și să primească acte, prin metode de astea au mers. Eu cred că asta nu e o persoană și nu e două. Asta e o verigă, un lanț întreg de persoane. În principiu mi-a schimbat complet viața. Aveam posibilitate, eram singur, eram tânăr. Acum multe mi s-au trecut. Autoritățile de la București știu că există rețele bine organizate de intermediari. În urmă cu un an, procurorii români au anunțat desființarea unei rețele de mandatari și de funcționari suspectați de corupție. Cazul a devenit cunoscut drept dosarul Mita pentru cetățenie. 11 persoane au fost arestate preventiv. Potrivit procurorilor, intermediarii identificau, în rândul instituțiilor care se ocupau cu eliberarea de documente, lucrători dispuși să ia mită. Astăzi însă, toți cei anchetați se află în libertate. Într-un răspuns trimis la solicitarea noastră de a afla stadiul anchetei, reprezentanții parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declarat sec că aceasta este în curs de soluționare. Și la Autoritatea Națională pentru Cetățenie încă se mai așteaptă rezultatul anchetei. Ce măsuri s-au luat însă după descinderile din martie anul trecut? S-au luat măsuri în ce privește sistemul de supraveghere al celor care lucrează în directă relație cu cetățenii. Ce vă garantează însă că acele presiuni de care vorbeam și ce s-a întâmplat până acum un an nu mai are loc în cadrul autorității? Cum? Noi încercăm să și atragem atenția și prin cursurile pe care le facem cu cei care relaționează cu publicul. Chiar și în anul acesta am făcut și un protocol cu cei de la DGA care ne asigură o instruire permanentă și o punere în vedere a ceea ce ar atrage ca drept consecință a funcționarilor care ar încerca să plece, să fie mai indulgenți sau să fie mai sufletiști față de unii care se adresează la relații cu publicul. În același dosar, procurorii au constatat că existau situații în care la o adresă figurau că domiciliază și până la 1000 de cetățeni moldoveni. Toți înregistrați că stau în casele unor români care, în schimbul a 50 de lei sau a unor mici atenții, luau un spațiu basarabeni pe bandă rulantă. 4 dintre intermediarii arestați preventiv anul trecut aveau domiciliul în București, la aceeași adresă. Proprietarul de la adresa indicată recunoaște deschis că totul a fost o mică înțelegere. Mă, ce la cărși un pem, nu vrea să-i beau vodcă, salamuri, țigări. Nu, de vrea cetățenie omului, frate, nu are nici măchere. Paradoxal, autoritățile de la Evidența Populației din București spun că, practic, legea nu interzice ca un român să ia în spațiu mai multe persoane străine. Nu există nicio reglementare legală care să obstrucționeze acest lucru.
În urmă cu un an, un grup de jurnaliști a dezvăluit că există corupție chiar la baza sistemului de acordare a cetățeniei, și anume la Arhivele Statului din Republica Moldova, instituția care eliberează dovada că basarabenii sunt de origine română. Vitalie Călugăreanu este unul dintre jurnaliștii care au documentat ancheta. Prin intermediul unui mandatar, ziariștii au obținut eliberarea unui document oficial pe numele unei persoane fictive. Mai mult, actul demonstra că aceasta se trage din părinți români. Părinții români erau însă și ei inventați de jurnaliști. Nu erau alții decât Svetlana Aliluieva, fiica dictatorului Iosif Stalin, și Ostap Bender, escrocul din cărțile scriitorilor ruși Ilf și Petrov. Am găsit chestii ca să arătăm cât de aiurit este sistemul și cât de ușor este să-l păcălești. Atunci ne-a venit și a zis că dacă tot facem chestia asta, hai să găsim și niște nume deosebite care să strânească entuziasm, cel puțin să fie interesant și pentru cei din Republica Moldova și pentru cei din România. Noi eram siguri că nu are cum să treacă, o să ajungă ăsta cu datele astea la arhivă și se va prinde cineva, când orice nebun din țara asta a văzut filmul 12 scaune sau unde Ostap Bender joacă acest rol. Я не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Светлана Алилуева, iarăși, era perioada când ea tocmai murise. Știrile erau de actualitate. Nu s-a prins nimeni, nu s-a prins absolut nimeni. Și noi anume asta așa am vrut să scoatem în evidență, să arătăm că sistemul este unul corupt, care lasă loc de astfel de acțiuni ilegale care îi îmbogățesc pe unii. Care au fost însă urmările anchetei jurnalistice? De atunci, de când am publicat noi această investigație, nu s-a întâmplat nimic. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că periodic jurnaliștii care au lucrat în cadrul investigației sunt chemați la poliție, la procuratură. Și întrebările care ni se pun acolo sunt, vin să mă convingă pe mine că ei nu caută omul care a făcut chestia asta, dar mă întreabă, dumneavoastră ați dat banii, șpaga, individul respectiv, adică se încearcă să fim noi acuzați că am dat șpagă unui individ ca să deconspirăm o ilegalitate, înțelegeți? Autoritățile din București spun că intermediarii sunt tolerați pentru că legea nu interzice în principiu activitatea lor. Procurile întocmite la notari îi acoperă, indiferent de metodele pe care le folosesc. La o primă vedere, nimeni nu poate face nimic pentru a controla fenomenul. Și dumneavoastră, dacă ați prezenta un document în calitate de mandatar, eu mandatul, în măsura în care îl văd în formă originală, nu pot să-l contest. Nu pot să spun că este ilegal, nu pot să spun că nu este unul autentic, dacă el reprezintă are toate elementele care îmi conferă acest certitudine. Atâta timp cât legea nu interzice, nu putem să luăm nicio măsură, mai ales că nu întotdeauna avem informațiile respective. Rezolvarea se află însă chiar sub nasul autorităților. Până acum, dacă se dorea ca însăși fenomenul să fie eradicat, polițiști sub acoperire stăteau zilnic 2 ore în fața Consulatului României din Chișinău și erau să vadă tot tabloul și să-și găsească și intermediari, să găsească orice vrei în fața Consulatului. Dar nu se dorește, asta e. Este greu de calculat câte dintre cele peste 300.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române aprobate din anul 1991 până astăzi au fost obținute prin sistemul paralel al intermediarilor. Se estimează că, în prezent, 800.000 de români din Basarabia, aproape un sfert din populația țării, doresc cetățenie română. Este biletul lor către Europa, un bilet scump care se obține greu.